Majoritatea românilor afirmă faptul că nu ar da sume mari de bani pentru achiziționarea unui nou smartphone, considerând că nu e unul mai special ca altul și că principalul scop este acela de a comunica. Printre cele mai importante caracteristici la care sunt atenți utilizatorii români în alegerea unui smartphone se află performanța camerei foto-video, 62% dintre respondenți acordându-i o atenție deosebită. N-aș fi dispusă să dau, chiar acum am primit oferta că am făcut 2 ani de la prelungire și sunt oferte că ne dau telefoane mobile în rate, dar nu-mi trebuie, pentru că sunt foarte scumpe. Și nici nu mă preocupă pe mine așa telefonia să... Dar de persoanele care dau foarte mulți bani, poate că ar da pe mașină, pe telefoane, ce părere aveți? Păi persoanele respective au bani, își permit. Cei care au bani, da, pot să facă ce vor cu banii lor. Potrivit acestuia, 31% dintre românii intervievați iau în considerare alocarea unei sume între 1.000 și 1.500 de lei pentru a achiziționa un smartphone în perioada următoare, un sfert dintre respondenți fiind dispuși să plătească peste 2.000 de lei pe un smartphone. Păi am, doamnă. Am și n-am de ce să mai iau altul. Înțelegi, matale. Asta e. Dar persoanele acelea care dau foarte mulți bani, poate cât ar da pe mașină, pe telefoane, ce părere aveți? Sunt bolnav cu cap. Că orice telefon e bun. Uite, eu al meu pe ăsta îl am aproape de 4 ani. Și funcționează de nota 10 cu plus. De ce îmi trebuie altul? Dau 40 de milioane pe un telefon. Numai dacă ai bar cu becalii. Atunci da. Dar așa ce așa da. Să înțeleg de la dumneavoastră că este o risipă de bani. O risipă de bani, o aiurea. Autonomia bateriei și capabilitatea de încărcare rapidă a acesteia, precum și memoria și capacitatea de stocare a dispozitivului, vin să completeze topul celor mai importante caracteristici care influențează alegerea produsului favorit pentru utilizatorul român. În funcție de buzunarul propriu, nu poți să, dacă ești fan, smartphone, ajuns să dai și mai mult. Deci cât să fie echivalentul potențialului propriului buzunar. Dar despre persoanele care cheltuie sume enorme pentru a-și lua aceste telefoane, ce părere aveți? Considerați că este o risipă de bani? Categoric, o risipă de bani și nu cred că și-au utilitatea, indiferent că sunt mai scumpe. De asemenea, potrivit aceluiași studiu, 38% dintre utilizatorii români consideră brandul telefonului cel mai important factor diferențiator în achiziția telefoanelor din aceeași categorie de preț. Imediat după aceasta vine raportul preț-calitate, luat în considerare de 36% dintre românii care au participat la studiu, urmat de primirea unui cadou la achiziție, aspecte de care țin cont peste 30% dintre cei intervievați.